Welcome to Transylvania, the land beyond the forest. And welcome to Cluj, the heart of Transylvania, Romania's fastest growing city and the most city Western Romania. Într-adevăr, problema dumneavoastră este foarte importantă și eu am fost deschis de-a lungul timpului la această problemă, dar în condiții de parteneriat și corectitudine, în sensul că nu merită acest oraș să fie criticat pentru faptul că, pe bună dreptate, și aici aveți dreptate, încă n-am reușit să rezolvăm aceste probleme de natură socială. Dar fi sigură că toți de aici suntem interesați de această problemă, dar nu ne criticăm propriul oraș, mai ales în afară. Cluj is a city with a rich heritage, but with a strong cosmopolitan philosophy. With an interesting mix of Romanians, Hungarians, Germans, and other nationalities living here, it's no wonder we are ranked Europe's number one friendliest city. Mie mi-a rămas așa în inima mea că am fost amenințați, că noaptea asta aveți arde ca șobolani. Eu v-am zis să vă faceți bagajele, să mergeți de aici. N-ați vrut, am băgat buldozerul pe voi. Did you know that Cluj has one of the highest living standards in all of Europe? This might come as a surprise, but with two international schools, several cultural events relevant on a continental scale, we pride ourselves in offering a five-star living experience. Cel mai deranjant este că au închis o rampă care totuși era destul de departe de comunitate, cam în jur de 800 de metri, și au deschis altele două care îs la o distanță de 200 de metri. Deci așa să vă gândiți că miroase infernal. Nu poți să stai cu geamul deschis. Nu poți să stai afară. Deci ești exact ca la Auschwitz. Ulterior, cei care nu au reușit să obțină un termopan, li s-a dat acordul primăriei să-și facă improvizații. Din această cauză, cantonului în roc să micșoreze ca mărime și ca suprafață, s-a mărit. Pentru că autoritățile care cum dau de un loc din Cluj, îi ia pe oameni și îi aduce aici. Am stat prima dată în Căminul Familist, acolo am stat, bărbatul meu lucra la șantier și mi-a dat o locuință de acolo și am locuit acolo. Pe urmă mi-a spus că se renovează și ne cheamă înapoi, ne duce înapoi. S-a renovat, numai ne-a chemat înapoi că s-a băgat ni familist. Am apelat până la primărie, la aici omul, la aici omul m-am dus și mi-a dat o bărăcuță asta termopană. Aici m-am mutat. Primăria mi-a spus că nu o să stăm mult aici, că ne mută de aici. Oamenii au venit săraci și au făcut baracă lângă baracă. Au spus că pe scurt timp stăm aici. Oamenii au fost pe drumuri săraci, au fost nevoiți să se mute și ei, să stai și ei undeva. Și au făcut, au venit primăria la fața locului, au văzut că suntem baracă lângă baracă de lemne, de lemn. Nu au venit, nu s-au interesat nimeni de noi. De ce? Că suntem închiși la culoare și suntem romi. V-am spus că și cu locuințele de pe Sighișoare, câte probleme. Vă rog să aduceți memoriile oamenilor din zonă, sunt peste 500 de memorii de la oamenii din zonă care nu vor să construiască locuințe sociale pe Sighișoare. Și în fiecare dimineață fac manifestații în fața blocului la mine, să nu facem locuințe acolo. You might also appreciate the city's blooming economic environment, with more than 25 banks represented here. Că oamenii au muncit foarte mult și rampa de gunoaie și mai ales vechea rampă de gunoaie pe care au existat, dacă nu erau oamenii să selecteze gunoiul, și normal că Clujul era, poate că încă de 3 ori, arhiplin cu gunoiul pe care există la ora actuală. Ținând cont că munciți cu mâinile goale, într-o mizerie de nedescris, care este beneficiul autorităților? Cum vă ajută autoritățile sau ce spun ei? Vin vreodată să vadă munca prestată de oamenii? Autoritățile chiar o stat fără să ajute cu nimic, lăsându-i pe oameni cu a treia sau a patra generație să locuiască pe rampa de gunoaie, să crească pe rampa de gunoaie, să supraviețuiască pe rampa de gunoaie, și aceasta eu o calific ca un lucru nepăsare totală, o nepăsare totală. Să vezi că să nasc copii, că se nasc generații, să nu le creezi locuri de muncă,
să nu le creeze un viitor. Să știi că există în 2016 mii de oameni care trăiesc fără locuințe, fără curent, fără apă. Why might you love Cluj? Maybe it's the academic spirit. A great place for business. We pride ourselves as Europe's Silicon Valley and the home of clusters. But IT is not the only high-end industry represented in Cluj. Some of the world's business leaders have offices here, and their businesses are constantly expanding. În 2010, când s-a făcut evacuarea de pe fosta stradă Coastă, actualmente Nicolae Ivan, pot să vă dau dreptate că a fost într-adevăr un moment nu foarte fericit, ales chiar înainte, sau mă rog, în luna decembrie. So they told me that Romania is part of European Union, but all I see here is European shame. Dar din punct de vedere al legalității măsurii s-a demonstrat că primăria a acționat în mod legal, definitiv în instanță. Deși timp de aproape 6 ani de zile, diverse platforme civice și politice au încercat să arunce cu noroi pe blazonul municipiului Cluj-Napoca. Oamenii aceștia care au muncit au fost niște mașinării de lucru. Niște mașinării de lucru care au produs cu mâna și au muncit fără ca să vină autoritățile să le întrebe de sănătate. Fără ca să le dăruiască ceva, fără ca să știe, au fost accidente, oameni morți, oameni călcați de mașină, fără medic de familie, fără salarii, nu le-au dat nimeni nimic. Și cu asta eu nu pot să zic că li s-au îmbunătățit locul de muncă. Nu! Folosind această situație pe post de argument, dar întreține existența și de obține diverse fonduri de la diverse instituții. Cum zice, trimiteți copiii la școală, trimitem copiii la școală, cum să se integreze copiii noștri în societate? Dacă el adună toată lumea acolo într-un loc și ce poate să învețe unul de la altul acolo? Să nu uităm că acolo erau construite locuințe pe stradă. Se dădea foc la cauciucuri, la anvelope, să nu uităm că lucrurile și bunășirele se uită foarte ușor. Stăm acolo din 89, am renunțat la un apartament de 4 camere. Da. Am venit pe câmp deschis. Cine? Ce? Unde putem renunța? Ce știm să facem? Că noi totuși am muncit, am muncit. Asta e sinucidere socială. Ne-o terminat ăștia. Asta a fost. Ne-o terorizat. Pe când ne-am integrat în societate și noi vrem, copiii mergeau la școală. Și ăia mai bătrâni s-au întors la școală ca să își facă un viitor. Ăștia, atunci când ne-am integrat, că asta era problema. De ce nu se integrează romii? Dar dacă nu ne dați voi, dacă nu ne ajută primăria și nimeni, autoritățile locale cu nimic. Ne vrem să mergem înainte și încât să ne izoleze undeva pe un câmp. Ne-au luat din Cluj, unde am avut toate facilitățile. Ne-am integrat, am fost la școală, munceam 80%, peste 80% din strada asta muncea.
În trei cartierul Mărăș, zona respectivă de cartier Mărăș, arăta ca și Statele Unite ale Americii în secolul al XVIII-lea, în sensul că erau, inclusiv de la aeroport, erau sesizări pe ceea ce se făcea acolo. Statul care, prin atitudinea lui neglijentă, devine aproape criminal, cred că este o crimă să trimiți copii aici și oameni care respiră acest aer lângă groapa de deșeuri toxice. Repet, a fost o soluție alternativă oferită celor care lucrau nelegal pe fosta stradă Coastei, soluție care atât s-a putut la vremea respectivă ca și municipalitate. Vreau să zic că au murit din comunitatea respectivă cam unul după altul. Deci s-a început și majoritatea oamenilor din comunitate care au murit, n-au murit de bătrânețe, au murit de boli. Pe de altă parte, de ce s-a putut în 2010 modifica destinația zonei? Foarte simplu, pentru că regulile urbanistice erau mult mai flexibile în 2010 ca și în 2016. Pentru că de la an la an legislația se năsprește și este mult mai greu să modifici niște reglementări urbanistice decât în anul 2010. Și atunci s-a putut face zona respectivă de locuit. Știu și eu că un lucru odată început nu pot să-l abandonez. Ori lupți până la capăt, ori dacă nu, mai bine nu te apuci să faci un lucru. Deci ca într-un război, trebuie să lupți până la sfârșit. Chiar dacă pierzi o bătălie cu un stat, cu alt stat, dar important e că n-ai pierdut tot războiul, tot câștigi. Primăria nu a fost niciodată, numai atunci, chiar când i-a mutat. O venit, i-a anunțat, a doua zi a venit, i-a luat pe sus și i-a mutat domnul. Atât. Că dacă vinea mai des, știam unde o să ajungem sau ceva, dar nu a venit. Justiție! Socială! Justiție! Socială! Justiție! Socială! Justiție! Socială! Justiție! Socială! Justiție! Dreptate! Dreptate! Dreptate!